Și de când porți tu dumneata șorțul pe talie, unde te trezești la bal?
ce s-a întâmplat, Adineaur a trecut automotorul și a împins-o pe dumneaei pe peron. Chiar pe peron? Chiar pe peron! Poate că n-a știut. N-a știut? Cum n-a știut? Cum n-ai știut, dar firesc, când am pus afiș la școală negru pe alb, nu l-ai copiat pe caiet de 75 de ori, nu l-ai învățat pe din afara orelor în educație, ce scrie în afiș, dar firesc? Interzisele mai ales din superior. De ce ai venit la gară, Zamfire? Să vedeți, domnșoară. Ce cauți la gară? Să vedeți, domnșoară. Mama vrea să spun tata. Adică mătușa mea. O scrisoare, un colet. Da, un colet. Nu te mai uiți, să-mi spune de ce ai venit. Stai să vii la gară, stai să te uiți cu trecere. Nu-i așa? Tu plângi, că ai de ce plângi, ai să vezi tu mâine după conferință, te dau afară! Domnișoară, vă rog! Domnișoară, n-am plăscut, nu-i mulțumim, vă spun, dar teza dumitare la cosmografie este mizerabilă, inamensibilă. Se poate, domnișoară, să spun dumneata că urmără este o planetă, că Jupiter este un satelit, că cometa Rahale o să treacă zătoare? Pleacă repede, să te duci drept acasă. Hai să ne socotim noi mine dimineața, ca firesc cu Eleonora. Bine ai venit, domnul Pascu. Când e aici? E întâi. Adineau a plecat. Avem un vorb cu dumneavoastră. I-am adus tot ce mi-a spus. Am avut atâtea... Ăsta e pachetul? Nu, e al domnului, profesorul. Domnule șef, ce crezi că e o carte pachetul ăsta? Păi ce să fie, o carte? Carte? Dar ce fel de carte? Câțiva îmi costă 22.000 de lei. Câți? 22.000. Fugi de acolo, nu se poate. Pe ok. O să fie o seară la mine și mi-a cumpărat în mână 22.000 de 1.000. 22. Domnișoară, știi dumneata ce carte citește profesorul? Nu, să știu o carte de la lui. Știi câți bani costă? Știi câți bani a dat pe ea? 22.000 de lei. Nu mai spune, e nebun, 22.000, ce va fi mâine în cancelarie? În cancelarie? Ce va fi în tot târgul? Eu nu mai stau, la revedere, domnule Ispas, 22.000.